Capitolul 9. Viziunea despre Noul Pământ. Această viziune descrie evenimentele care vor avea loc la încheierea celor o mie de ani după a doua venire a Domnului Hristos. Apocalipsa, capitolele 20, 21 și 22, Zaharia, capitolul 14 cu 4 cu Domnul Isus în fruntea noastră, am coborât cu toții din cetate pe acest pământ, pe un munte mare și impunător, care nu l-a putut cuprinde pe Domnul Isus și care s-a despărțit în două părți, făcându-se o câmpie mare. Apoi am privit în sus și am văzut cetatea cea mare cu 12 temeli și 12 porți, câte trei pe fiecare latură și cu câte un înger la fiecare poartă. Noi toți am strigat cetatea, cetatea cea mare, vine, iată, coboară de la Dumnezeu din cer, și aceasta a venit și s-a așezat pe locul unde stăteam noi. După aceea am început să privim la lucrurile minunate din afara cetății. Acolo am văzut case minunate, care aveau înfățișare argintului, sprijinite de patru coloane împodobite cu nestemate, cele mai minunate ce pot fi privite, care aveau să fie locuite de către sfinți și care aveau un raft de aur am văzut pe mulți dintre sfinți intrând în case, luându și coroanele strălucitoare, așezându-le pe acel raft și apoi ieșind pe câmpul din jurul caselor pentru a se ocupa de pământ nu în modul în care facem acest lucru acum, nu, nu. O lumină plină de slavă a strălucit în jurul capului lor, iar ei îl lăudau necontenit pe Dumnezeu. Apoi am văzut un alt câmp plin cu tot felul de flori și pe când le culegeam, am strigat, nu se vorvește și niciodată, Apoi am văzut un câmp cu iarbă înaltă, minunată la privit, era de un verde viu, cu reflexii argintii și aurii, și se unduia spre slava regelui Isus. După aceea ne-am dus pe o câmpie plină cu tot felul de animale, leul, mielul, leopardul și lupul, toți la oaltă, în perfectă înțelegere. Am trecut prin mijlocul lor și ele ne-au urmat pașnice. Apoi am văzut o pădure, nu ca pădurile întunecoase pe care le avem aici, nu, nici de cum, ci luminoase, mărețe, crengile copacilor se unduiau încoace și încolo, iar noi am strigat cu toții, vom locui în siguranță în locuri pustii și vom dormi în păduri. Am trecut prin păduri, căci eram pe drum către muntele Sionului. Pe când mergeam înainte, ne-am întâlnit cu un alt grup care de asemenea privia cu admirație frumusețile acelui loc am observat ceva roșu, ca o margine, la veșmintele lor, coroanele lor erau strălucitoare, hainele lor, de un alb imaculat. După ce i-am salutat, l-am întrebat pe Isus cine erau aceștia. El mi-a spus că erau martirii care fuseseră răumorâți pentru el, împreună cu ei era un grup nenumărat de micuți și aceștia aveau un tip roșu la veșmintele lor. Muntele Sionului se afla chiar în fața noastră, iar pe munte se afla un templu măreț și împrejurul lui erau alți șapte munți pe care creșteau trandafiri și crini. I-am văzut pe cei mici urcând sau, dacă voiau, zburând în vârful munților, unde culegeau flori care nu aveau să se ofilească niciodată. În jurul templului erau tot felul de pomi care înfrumusețau locul, merișor, pin, brat, mirt, rodiu și smochinul a plecat sub greutatea smochinelor coapte, acestea făceau ca locul să fie neasemuit în splendoare. Și pe când eram pe punctul de a intra în templu, Isus și-a ridicat glasul cel plăcut și a spus, doar cei 144 de mii vor intra în acest loc și noi toți am strigat, aleluia! Acest templu era susținut de șapte coloane, toate din aur transparent, împodobite cu nestematele cele mai minunate. Nu pot descrie lucrurile mărețe pe care le-am văzut acolo. O, dacă aș putea vorbi limba cananului, atunci aș putea spune un pic din slava lumii celeia mai bune. Am văzut acolo table de piatră pe care erau săpate numele celor 144 de mii, cu litere de aur după ce am privit slava templului am ieșit, iar Isus ne-a părăsit și s-a dus în cetate. Curând am auzit din nou vocea lui plăcută spunând, veniți, poporul meu, voi ați trecut prin necazul cel mare și ați făcut voia mea, ați suferit pentru mine, veniți la ospăț, căci eu însum mă voi încinge și vă voi servi. Noi am strigat, aleluia, slavă, și am intrat în cetate. Aici am văzut o masă de argint curat, lungimea ei era de mai multe mile, dar, cu toate acestea, ochii noștri o puteau cuprinde. Am văzut fructul pomului vieții, mana, migdale, smochine, rodi, struguri și multe alte feluri de fructe. I-am cerut lui Isus să mă lase să mănânc din fruct. El a spus, nu acum. Aceia care mănâncă din fructul acestei țări nu se mai întorc pe pământ. Însă, în scurt timp, dacă sunteți credincioși, veți mânca cu toții din pomul vieții și veți bea din apa de izvor. Și a spus el, tu trebuie să te întorci din nou pe pământ și să spui și altora ceea ce ți-am descoperit. Apoi, un înger m-a purtat încet înapoi, în această lume întunecoasă. Uneori cotesc că nu voi mai putea sta mult aici, toate lucrurile de pe acest pământ par atât de sinistre. Mă simt atât de singură aici, pentru că am văzut o lume mai bună. Oh, de aș avea aripi ca un porumbel, atunci aș zbura într-acolo și aș avea o dihnă. Fratele Haid, care fusese prezent când avusesem această viziune, a compus următoarele versuri, care au fost preluate de publicațiile religioase și și-au găsit loc în multe cărți de imnuri. Cei care le-au publicat, citit și cântat nu știau că acestea au izvorât din viziunea unei fete persecutate pentru că își aducea cu umilință mărturia. Am auzit de țara sfântă, strălucită am auzit și suntem fericiți. Căci am fost o singurată, peregrină ceată. Obosiți, nemângâiați, slăbiți. Ne-au spus că Sfinții avea vor un să lași acolo. Nu vom mai fi fără de adăpost. Mai știm că țara bună e frumoasă și râul vieții curge acolo curat. Și spun că pașiști înverzite unduiesc acolo, ce nici o mană nu le va întina. Frumosul, ci pe din Saron, odată cu pustiul cel sălbatic în Floriva prin bolțile înverzite păsărele, încântece zglobiu și vesel ciripesc, dorind să întreacă nemăreție, chiar îngerii ce harpe izbucnesc. Am auzit de lauri, de veșminte și coroane, de grupul de argint în alb, de orașul minunat cu nestemate porți și de lumina ce inundă în val. Am auzit de îngerii de acolo și de sfinți, de harpe de aur ce cântă triumfal, de muntele cu pomul vieții, cu frunzele ei ce vindecare aduc și regele acestei țări este slăvit și drept. E slava, bucuria acelui loc. Îl vom privi contenit în față privirea ei scumpă nevansenină. Vom, vom fi acolo, vom fi acolo un puțin răstimp. Cu cei curați și binecuvântați. Nu-mi bucura de lauri și coroane. Și în haina cea de slavă odihnă vom afla.